Pe teritoriul județului călăraș, în exploatația comercială de suine aparținând sece Consuinul Menesa, din localitatea Ulmeni, s-a confirmat un focar de peste porcina africană. În exploatație sunt 3997 de capete de suine ce vor fi eutanasiate. La nivelul județului Călăraș, focarul de la Ulmeni este singurul activ în momentul de față. Începând cu data de 18 septembrie, în baza planului de măsuri de combatere aprobat de Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, se dispun măsuri de restricție în exploatațiile non-profesionale și exploatațiile comerciale deținătoare de animale din zonele de protecție definite în raport cu focarul, la nivelul exploatațiilor non-profesionale de animale și comerciale de pe raza localității Ulmeni și zonele de supraveghere definite în raport cu focarul, la nivelul exploatațiilor non-profesionale de pe raza localităților Spanțov, Stancea, Cetatea Veche, Oltenița, Mitreni, Valea Roșie și Clătești. În zonele de protecție și în zonele de supraveghere vor fi respectate strict prevederile legale în vigoare privind restricțiile de mișcare a animalelor, produse și subproduse provenite din acestea, furaje, materiale și alte echipamente. În zona de protecție și de supraveghere se mențin restricțiile până la stingerea focarului pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, de la terminarea operațiunilor preliminare de dezinfecție în focar și efectuarea examinării clinice a tuturor suinelor din toate exploatațiile de suine din zonele de restricție. Față de focarul nou apărut, se dispune aplicarea planului de măsuri de combatere a pestei porcine africane, aprobat în cadrul Comitetului Local de Combatere a Bolilor din data de 18 septembrie, cu efectuarea catagrafiei și inspecției clinice a suinelor din toate exploatațiile deținătoare de suine și prelevarea de probe, dacă este cazul.